Nu uita să folosești referalul meu 807 atunci când te conectezi pe serverul nostru Bihood România. Remo, băi, și mi-am regăsit la un nou episod pe acest canal cu Rage MP, pe serverul nostru preferat Bihood. Astăzi am revenit cu un nou episod sau clip pentru voi. Plus webcam, ăsta sunt eu. Na, în fine, nu contează asta. N-am mai postat de 4 zile ceva de genul, am făcut aseară live. N-am postat de 4 zile pentru că chiar nu știam ce să postez și am fost puțin accidentat cu sala cu astea și chiar nu prea am avut niciun chef să filmez și așa mai departe. Dar în schimb, urmează un update pe server, din ce am înțeles se schimbă economia. Hai să dăm noi un slash V și totodată avem și un spin. Dar hai să dăm noi prima oară spin, ia slash spin. Hai să vedem cine pică din spinul ăsta. Și ne pică escape points. Deci n-aveam nevoie de escape points, dar hai să trecem cu vedere. Da, mă băieți, e ceva nou pentru mine să fac episoade cu camera în sine. E o experiență nouă pentru mine, dar da, ne obișnuim până la urmă. Așa că, da. Deci, haideți cam să vă arăt cam care e treaba cu schimbarea economiei. Bun, mă băieți, după cum bine vedeți, dacă intrați pe serverul de Rage Bihood, da, aveți aici un mesaj la Raduc dat azi dimineață la ora 10.34. Stimă și respect, având în vedere feedback-ul neașteptat de bun de la modificare care economiei pe SAM, ne-am gândit să facem și aici o schimbare ce vă va avantaja, deoarece vom scădea inițial 20 din toată economia actuală. Ceea ce înseamnă, din 100 de milioane, nu o să mai fie 100 de milioane, o să fie 1 milion, adică un caca. Da, 100 caca se va transforma în 1 caca. Bun, ceea ce nu va afecta pe absolut nimeni. Eu am votat că da, adică destul de ok, zic eu. Acum nu știu cât lumea o să voteze și așa mai departe. Bun, avem vineri, deci mâine, azi e joi, da. Ba nu, azi e vineri, da, când filmez, 5.04.2024, da, în seara asta la ora 21, adică la 9 seara, o să avem Fisherman și Moonlight de la 10. Apoi sâmbătă Bounty Hunter de la 21.30 și Lucky Fisherman de la 22.30. Tot duminică, ultima zi de weekend, Bounty Hunter și Moonlight cu șansă de ori 2 timp de 60 de minute. Acum întrebarea este, va afecta gen în mare parte jucătorii? Eu nu prea cred, adică spre deosebire de mine, uitați, eu acum momentan mai am un miliard în bancă, ceea ce înseamnă că dintr-un miliard mi se pare că o să am 100 de milioane. Mi se pare ok, adică, nu știu, nu cred că ar fi o idee foarte rea. Ia, set weather clear. Bun. Nu este o idee foarte, foarte rea asta cu schimbarea economiei. Chiar mă gândeam, gen, bă, când se va schimba economia asta, dar, na. Vom vedea pe parcurs dacă o să afecteze pe cineva și dacă o să fie jucători care, bă, chiar nu le convine, poate o să fie ceva acolo să-i ajute și pe ei. Bun. Am înțeles că ar urma în martie un update cu ceva creituri noi, ia de B-points avem 29.000 de B-points, avem și ceva vouchere strânse de la Lucky Fisherman, avem 8, care înseamnă 400 de PP-uri. Am dat aseară 50 de PP-uri că am făcut un giveaway, zic așa, o roată pe live și a câștigat un băiat Ștefan, dacă nu mă înșel, așa că da, mă băieți, scrieți în comentarii dacă vreți ce părere aveți despre noul update care poate să vină cu schimbarea economiei în sine. Și, na, ce pot să zic, eu am fost Hendrix și sper că v-a plăcut acest episod, a fost mai mult informativ. Așa că, da, mă băieți, eu am fost Hendrix, vă pup pe toți și ne auzim data viitoare. Ciao!